Salut! Astăzi o să vedem cum se joacă jocul Pulsar 2849. Jocul este de la Lex Games. E tradus, se joacă între 2-4 jucători. Este peste 14 ani și durează între 60-100 de minute, deci peste o oră. Bun. Mai întâi setup-ul. Setup-ul e destul de complex. După cum bine vedeți, mie nici nu-mi încape board-ul întreg. Așa că o să fac tot posibilul ca să vă explic, pentru că el teoretic se întinde mult mai mult pe masă. Bun, după cum bine vedeți, acesta este bordul. Primul lucru pe care îl avem de făcut este să împărțim galaxiile. Ele au două fețe, noi o punem pe cea unde nu se vede nimic și îl punem exact după cum ne indică și tabla. Da? Noi vom descoperi aceste galaxii cu ajutorul explorării navelor. Imediat o să vi le arăt și pe acelea. Bun. După ce am pregătit acesta, ne alegem culoarea care vom juca și vom lua respectivele tokene. Pentru că se vede mai bine, voi alege culoarea roșie, pare mai vizibilă. Ok, vom alege și roșu. Vom vedea exact ce facem și cu ele. Bun. Și am stabilit asta. Punem un marker pe numărul 0 de unde vom începe noi. Numărul 0 care este aici. Fiecare jucător își va pune pe respectivul 0. Mai trebuie să montăm pe această placă, pe marginei, această bucată de carton unde se vor pune zarurile, deoarece e o chestie care se joacă cu zare, pentru că nu am, o să mut un pic așa și vom muta aici așa, să vedem, se vadă, se vede toată. Bun, perfect, montăm navele, poziția pe care o ocupă fiecare, vom vedea că depinde, se vor schimba de la meci la meci și ne vom pune și câte un token din acesta pe mijloc. Bun, am terminat cu ăla. Acesta vom vedea că are un rol destul de important, este markerul de mijloc. Vom observa cum se face și cu asta. Și ce mai avem de montat? Această chestie modificatoare de zar. Să vedem dacă se vede. Nu prea. Mutăm așa. Mă rog. Nu se vede, dar vă explic imediat cum se pune. Lăsăm astea. Deci, modificatoare de zar. Pot fi așa. Modificăm 2. Și se pun, bineînțeles, nu contează aici unde, doar pentru că sunt multe și nu încape o singură coloană. Și modificator de 1. Da? Ceea ce înseamnă că poți modifica un zar în funcție de cât ce modificatoare. Acestea fie se pot câștiga în joc, fie le poți cumpăra plătind, pentru că currency, moneda, vor fi zaruri. Da? Ori 1 de 1, ori 1 de 2, iar cu 2 poți lua un modificator de 2. Bun, îl punem deoparte, vom reveni la el în momentul în care vă explic și cum modificăm un zar. Fiecare jucător de asemenea își va mai lua acest token, ceea ce înseamnă când vei face o rotație completă a bordului, înseamnă 100 de puncte și ți-l pui, după care continui meciul. Dacă faci cumva 200, îl întorci pe partea asta și se calculează 100, 5 și așa mai departe, da? Bun, am terminat și cu astea. Se iau aceste tile-uri, ele sunt, se pun la fel lângă masă, vor fi de aproape pentru că putem să le cerem să le tragem, da?
Mai avem următoarea planșă, care iarăși trebuie montată. Toate astea se montează de jur împrejur. Eu vi le arăt pentru că, na, asta e. Nu ajungem altfel. Și avem așa, aici se află gironienele și le avem pe următoarea categorie. D3, și până tot așa, sunt multe, de aceea sunt puse așa, 2 și 1. Pentru a cumpăra una, plătești un zar de 1, un zar de 2, un zar de 4. Tot aici mai trebuie să menționez că există oarecare premiere. Primul care ia 7, care ia 2 gironiene de 1 primește 7 puncte. Adică v-am uitat tokenul de aici pe bara de mers, 7 puncte. Cel de-al doilea care va la 2 va primi 4. La fel avem și pentru 2 și pentru 3, da? Aceleași reguli. Primul care ia 2 primește 7 puncte, cel de-al doilea ia primește 4. E destul de important și asta, dar vom reveni pe parcursul jocului și la ele. Ce ne mai trebuie să mai știm? Avem aici tehnologiile și ele se păstrează în apropiere, da? Vom vedea cum se folosesc și ele. Aceste cuburi albe, vedem imediat la ce ne trebuiesc. Bineînțeles, zarul ne trebuie în funcție de numărul de jucători. Mai avem și acestea care se împart pe culori. Eu jucând cu roșu, voi lua roșele, da? Le punem deoparte. Se aleg din acestea trei la nimereală. Vom vedea, astea sunt pentru finalul meciului. Cum le folosim, o să vi le explic atunci. Sper să nu uit. Și tehnologiile. Ele sunt pe litere. Teoretic se aleg aleatoriu, dar pentru început se au sugerat ei să le luăm pe litera A. Și avem A1 aici în colț, care se continuă cu A2 și care se va continua cu A3. Ele vor arăta așa, la fel se pun pe marginea tablei. Nu avem cum, dar o să, când vă explic, vi le arăt aici cum se folosesc. Bun. Dăm cu zarul. Nu contează acum cum au picat, eu am să vă arăt cum ca să calculați mijloc, că trebuie să calculăm mijlocul, da? Uite, 4, uite și un 5, uite și un 6, să zicem. Trebuie să determinăm mijlocul. Mijlocul va fi aici, logic. Avem 3 încolo, 3 încoace, da? Fix. Dacă mai avem un 1, s-a deplasat mijlocul, da? Mai avem un 3, rămâne la fel. Mai avem încă un 4, s-a mai deplasat mijlocul odată, da? Deci trebuie numărat zarul și vedem exact unde avem mai multe, da? Acesta merge în funcție de aceste număr de zaruri. Și anume, o să mă întrebați bine, bine, și pentru ce contează? Pentru că primul jucător va lua un anumit zar. Dacă le-a pe 4 să-l joace, va trebui să mute în partea asta unul din tokenele sale. Ce să înseamnă aceste tokene? Acesta va însemna cine este primul. Dacă avem așa jucătorii, tura viitoare verdele va fi primul, albastru al doilea și roșu ultimul. În funcție de ce zar iei, vei avansa încolo dacă dorești cu multe. Dacă luăm un 1, vom avansa 1, 2, 3 pătrățele. 1, 2, 3. Dacă suntem deasupra, vom fi înaintea celuilalt, da? Iar acesta înseamnă, la rândul lui, putem să mutăm stânga, dreapta, în funcție de ce zar luăm. Și cine va fi primul, în cazul acesta roșu, la sfârșitul turei, primește 3 cubulețe. Pe locul 2 primește 2, pe locul 3 primește 1, da? Ce facem cu aceste cuburi? Vă zic imediat și despre ele. Odată ce am luat un zar, ce putem face cu el? Ne alegem cu racheta noastră roșie locul de pornire. Vedem aici, 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 aici locul în care putem porni, da? O începe aici ca să fie aproape de cameră și să zicem că am ales un 4, da? 4 înseamnă că merg 4 puncte așa. 1, 2, 3, 4. Ceea ce înseamnă că acum am ajuns și pe o galaxie. Când ajungi pe o galaxie, o întorci, o transformi în galaxia ta. Dacă doar treci printr-o galaxie,
Nu a fost cazul aici, dar dacă doar treceam și mergeam mai departe, puneam acesta pe o planetă nelocuită, vedeți? Și m-a putea cineva să vină pe planeta locuită. Dar pentru că eu am aterizat pe ea, pun pe planetă locuită și primesc zarul 2 roșu. Ceea ce este un zar opțional pe care îl pot juca în plus față de ce zar mi-am luat de aici. Pentru că de aici ții mai multe, la început se împart. Fiecare și-a câte două, da? Puteam să fiu la 4 și 1, iar acum îl am și pe 2. Ai un zar bonus. Și eu joc, bineînțeles, mai întâi jucăm toți câte un zar, după aceea iar joacă toată lumea încă unul și după care cine mai are bonus sau vrea să joace bonus, joacă și bonusurile, da? Este bun, bine să explorezi pentru că găsești tot felul de lucruri bune. Spre exemplu, dacă nu vreau zarul roșu, pentru că nu-mi trebuia, nu-l vreau eu pe 2 sau pot alege din aceste cartonașe care vi le-am arătat să trag unul și el îmi va da la rândul lui altceva. Acesta, ia uitați ce-mi dă. Un plus, un modificator de zar plus minus 1. Da? Și 3 puncte de avans. 1, 2, 3. Imediat vorbim și de modificatoare acestea. Acestea le poți fie câștiga, fie cumpăra. Cum am jucat eu 4, dacă vreau, puteam să-l modific, să-l transform în 3 sau în 5. Pe 1 îl puteam transforma în 2 sau pe 2 puteam transforma în 1 sau 3, da? Plătești acesta dacă vrei, dacă nu, bineînțeles că și modificatoare de 2, da? Asta ca să nu avansezi de aici, e un zar mai mic și modifici ca să poți să-ți păstrezi primul loc acolo. Bun, deci am aflat și la ce se folosesc aceste cartonașe, am aflat și cum putem să avansăm, la ce folosim cubulețele. 4 cubulețe înseamnă un zar roșu. La finalul turei tale poți plăti 4 cubulețe, de fapt înainte să termine tot, și dai cu zar roșu pentru a mai primi încă o acțiune. Și mai dat un 4, mai muți 1, 2, 3, 4. Ok. Deci asta faci cu cubulețele. Ele, bineînțeles, se contabilizează și la urmă, la exact la finalul jocului. Modificatoarele de zar se cumpără 1 sau 2, ori 2. Poți plăti un zar să le cumpere. Sau le poți câștiga diferite, descoperind diferite sisteme solare, diferite galaxii, da? Bun, încă o mecanică acestui joc este aceste pulsaruri. În momentul în care aterizezi cu nava pe unul dintre aceste pulsaruri, acesta devine al tău. Ți l-ai notat și devine al tău, nu mai poate să ți-l ia nimeni. Dar el nu aduce niciun plus, deocamdată. Da, avem gironienele. Uitați-le aici. Le putem cumpăra de asemenea cu zar. Vă aduceți aminte că am zis asta. Un 1, un 2, un 3, un 4. Și hai să zicem că am luat un 2. Îl punem mai întâi așa pe spate. Vedeți? Ei, acum este o gironiană, dar nu e activă. Ca să o activez, trebuie să plătesc un 5 aici, după cum bine vedeți. Ca să activez o gironiană de 1, plătesc un 3, sper că se vede, pentru o gironiană de 3, ca să activez, plătesc un 6. De ce aș activa-o? În primul rând, la finalul turei, avansez cu 2 puncte din cauza acestei gironiene în fiecare tură. Dacă aveam una de 3, cu 3. Dacă am 2 de 3, cu 6. Dacă am un 2 și un 3, în 5. La fiecare final de tură, mai avansăm cu pionul acesta. Și ne învârtim ca să obținem cât mai multe puncte. E bine să-ți faci gironiene, cu atât mai mult cât dacă cumperi 2 la fel, mai ai încă 7. Ai mai cumpărat 2, poți să ai totul să cumperi 4. Dacă ai 4, ai luat și 7-le, ai luat și pe 4, ai 11 puncte, numai că ai cumpărat gironiene. Dacă le mai și activezi, și mai bine. Bun, am înțeles și mecanica acestor gironiene. Să sperăm. Mergem mai departe și vorbim despre tehnologii. Am să vi le așez aici în ordine și vorbim un pic de fiecare în parte. A1, A2 și A3. Așa, ele se combină aici și vedeți că vă dau acest. Bun. Iar le-au pe subtitlurile alea, dar mă rog, nu contează.
Ce putem face? Putem să plătim de asemenea diferite zar pentru a obține aceste lucruri. Ele se marchează cu acest marker în fiecare tură. Când se ajunge aici sus, s-a terminat jocul, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ture fixe, da? În prima tură avem acestea, a doua tură se mută markerul, le avem pe acestea și pe acestea, în a treia tură acestea, acestea și acestea, și așa mai departe. Cât avansezi, poți să înveți oricare din aceste tehnologii. Ele sunt plătibile, bineînțeles. Și haideți să vedem ce obținem de la fiecare. Dacă plătim un zar de 3, obținem aceste două zaruri. 2 de roșu și 2 de alb. 2 zaruri. După cum bine vedem, nu mai poate nimeni deocamdată în tura aia să studieze tehnologia, că nu mai are loc. Aici e un lăcățel. Dar în tura următoare, de să zicem că am studiat aici, s-a terminat tura și am avansat, eu trec în jos și mai poate veni încă unul cu mine. La final, bineînțeles că, uitați, mai primim și un bonus, da? Plus o gironiană. Și tot așa putem să studiem diferite tehnologii. Toate sunt explicate în regulament, așa că eu nu o să insist acum să trec pe fiecare din ele. Dar fiecare din aceste tehnologii îți adaugă un plus. Spre exemplu acesta, dacă studiezi ăsta, fiecare tehnologie ulterioară, pentru că o să trecem la aia, va costa plus minus 1. Deci poți să o cumperi cu un zar mai puțin decât scrie aici și așa mai departe. Bineînțeles că aceste tehnologii la final vă dau puncte, iarăși. Deci e bine să le studiați și să le construiți și pe acestea. Următoarea mecanică sunt aceste chestii de avans, am uitat cum se numesc ele. Ele se găsesc așa. Când e un tile, ele se schimbă după fiecare tură și poți alege să cumperi. Unele costă 2, după cum bine vedeți. Unele costă 1, un 6 asta. Hai să caut și ceva mai micuț. Uite, unele costă chiar 3, după cum vedem. Mai micuț un 5, da? Mă rog. De ce le-am cumpărat pe acestea? În primul rând, haideți să studiem 6-ul ăsta. Dacă plătesc un 6, obțin acest tile. Ce îmi dă? Primul rând, efect imediat. 5 puncte de avans. Bun. După care, pentru că avem aici semnul de reciclare, adică în fiecare tură, pentru fiecare un cup putem plăti și avansăm 3 puncte, da? El de asemenea mai avem aici ceva. Și hai să vedem la ce le folosește. Cumpărăm un altul și le pot muni și avem un zar roșu bonus care putem folosi în fiecare tură. Acest 4. 3 cu 1, 4. Dacă îl cuplăm așa, 1 cu 1, 2. Ideea e că aceste lucruri nu se mai pot modifica odată ce le-ai cuplat, așa rămân, da? De aceea e bine să cuplezi un 6, că astea deja te costă mult. Eu așa am jucat mereu, un 5-6, mereu să obțin cât mai mult aici. Da? Și ne mai uităm pe câteva. Ce ne bonusuri mai avem? Acesta. Dacă plătim, uitați asta, trebuie să plătești 3. Important nu e neapărat că nu poți să le iei și să-l plătești în timp. Când l-ai luat, faci imediat chestia activă 8, puncte avans, după ce l-ai plătit, îți rămân chestiile astea care le repeți, și anume, le avem pe partea asta la alta, primești un cub și 2 puncte de avans în fiecare sfârșit de tură. Super! Hai să mai ne uităm la unul. Acesta costă un 6 și un 3 și îți dă 6 puncte plus 5. Un cub înseamnă 5 puncte de avans. Super! Și tot așa, ele de avans plus că vă dau doar un bonus. Deci, teoretic, e ceva, o tehnologie care neapărat ar trebui să o obțineți. E foarte bună, vă ajută destul de mult. Bun, ne apropiem de final, să zicem că au trecut toate turele și singurul lucru care trebuie să facem acum, să facem punctajul. Să zicem că am ajuns pe aici și după care începem să numărăm. Mai avem niște tile-uri. V-am spus că am tras la început 3. Da? La nimereal. E, fiecare din astea vă oferă niște bonusuri. Hai să vedem. Ce vă zice aici? La 3 gironiene, indiferent de care, mai merge 6 puncte. Super! 4 cristale de astea, cuburi din acestea, înseamnă încă 6 puncte. Dacă ați făcut și asta, dar asta nu merge să o iei pe aia de jos, trebuie să o faci pe rând. După care încă 3 și mai mult 6. După ce ai făcut astea, le pierzi pe astea, dar nu poți să le aplici la următoare.
Ți alegi de la început pentru că ai 3. Hai să-l vedem pe ăsta. 5 tehnologii înseamnă 8 puncte de avans și 3 cuburi 8 puncte de avans. 4 tehnologii din acelea de care v-am arătat mai înainte înseamnă 7 puncte, după care 3 cuburi înseamnă iarăși 7 puncte. Și tot așa, în funcție de ce ați ales, fiecare vă dă anumite bonusuri pentru final. Aici câte tehnologii, dacă ai 5, primești 6 puncte, după aia 4 cuburi, încă 6 puncte și după aia un cub, încă 6 puncte. Dacă reușești să le faci pe toate 3, super, da? Ce mai se contabilizează, că avem la urmă? Se mai contabilizează și următorul lucru care e destul de important. Câte sisteme solare ai trecut, deci câte planete ai, că v-ați, dacă treci, nu neapărat și cele care, unde, pe care le-ai descoperit, dar și dacă ai trecut pentru un sistem, se notează. Dacă ai trecut prin două, ai 2 puncte. Ideea este că trebuie să vedeți cum faceți să ajungeți la 13, pentru că vă dă 50 de puncte. Sincer să fiu, prima oară n-am văzut asta și am pierdut tocmai din cauza că nu am explorat destule sisteme solare, chiar dacă aveam punctaj maxim pe restul. Ăsta este punctajul cel mai mare, 50 de puncte care îl poți obține. Deci de-a lungul jocului trebuie să vedeți, să aveți grijă să explorați cât mai multe. Cel puțin 13 să luați, punctajul ăsta e enorm. Da? Bun. Pentru alte punctaje mai vedeți aici, ca să mai aveți și aici ajutor. Bun, cam așa se joacă Pulsarul 2849. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.